Accidentul s-a produs pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, în cartierul Vădeni. Vicele PSD nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și astfel jeepul său a intrat în coliziune cu un Aro care circula regulamentar. În urma impactului, autovehiculul Aro s-a răsturnat. Am întors în spatele meu, s-a format o colană, tot veneau din dreapta, m-au tot presat să intru, am intrat de un pic, de un pic, din ce în ce mai mult. Eram acolo cu botul în mașină și a venit foarte tare cineva din dreapta. M-a agățat în partea dreaptă și s-a răsturnat. S-a răsturnat la circa acolo unde e acum, la circa 40 de metri de unde a fost impactul. Să înțeleg că avea viteză foarte mare. Avea viteză foarte mare, consider că e vina lui și vina mea este că trebuia să stau, să nu mă întorc. Șoferul din Aro a declarat însă contrariul. Acesta susține că nu avea mai mult de 40 de km la oră și mulțumește lui Dumnezeu că a scăpat cu viață. Ce să se întâmple? Unul neatent din contrasens pe banda a doua, semnaliză, nu văzut că viu eu din partea principală unde aveam drum cu prioritate și mă lovim lateral, mă răsturnă peste cap. Aveați viteză? Eu nu am avut să-i maxim 40, că doar e Aro, nu-i jeep ca lui de 30.000 de euro. Aia. Singur, norocul că mi-ajută Dumnezeu și nu am nimic. Martorilor nu le vine să creadă că șoferul din mașina răsturnată a scăpat. Ce ați văzut când ați ieșit? Că ieșea șoferul din cabină, atât. Era răsturnată? Da, era răsturnată, era cu roatele în sus. A pățit cineva ceva? Nu, 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 nimeni nimic. Bine că nu păți nimeni nimic, asta e bine. Dacă n-ar fi fost panoul ăla, șoferul ăsta ar fi fost mort. Deci era mașina răsturnată și era suspendată pe panoul de la caroserie. Deci au avut noroc că au scăpat cu viață. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Se pare că e vorba despre o neasigurare la schimbarea direcției de mers. Victimă? Nu sunt victimă, nu mai pagubă materială. În urma accidentului, Ciurel va fi nevoit să urce în jeepul său numai ca pasager, pentru că polițiștii au reținut permisul de conducere.